Bună ziua, vă salută Tatiana. Vom continua tutorialul Broscuța Amigurumi și anume vom lucra ochii. Eu am schimbat croșetul, voi lucra cu croșetul numărul 3 și, așa cum spuneam, vom începe ochii. În cercul magic voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul, dar nu îl vom pune la socoteală pe acesta, ne ajută să închidem rândul și vom continua. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și vom continua. Pentru cel de-al doilea rând, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr total de 12 piciorușe scurte. Am făcut prima înmulțire. Voi continua cu cea de-a doua și, bineînțeles, vom continua singure. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte. Voi pune în ultimul picioruș markerul și marcatorul, scuzați, și voi continua lucrând. Un picioruș scurt, o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 15 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, voi începe un rând nou, dar în același timp voi face și schimbul de culoare. Deci am intrat în corespondența primului picioruș, acum am două fire pe croșet, le voi închide cu culoarea verde. Și ținând capetele de fire, eu voi continua să lucrez. Va fi nevoie să lucrăm un total de 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Așa, în felul acesta voi lua și firele cu mine. Astfel le vom da un pic de stabilitate. Și cum vă spuneam, vom lucra 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Noi vom continua singure, bineînțeles, și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte, vom pune melana în interiorul ochiului și vom continua lucrând. Un picioruș scurt, după care vom face un număr de 7 scăderi consecutive. Și avem 1, prima scădere, 2, a treia scădere, cea de-a patra scădere, a cincea, 5, cea de-a șasea scădere, iar acum voi face ultima scădere, după care vom scurta firul. Dacă va fi nevoie, vom pune din nou un pic de melana aici în interior. Vom scurta firul și vom închide și această parte a lucrării. Bineînțeles, va fi nevoie să facem 2 ochi. Eu l-am făcut deja pe celălalt. Voi scurta firul, voi lăsa firul un pic mai lung pentru că vom avea nevoie să coasem. Capetele de fire întotdeauna, așa cum am spus și alte dăți, le vom folosi
pentru a umple jucăriile noastre amigurumi. Deci ceea ce rămâne de făcut acum este să pregătim acul. Mi-am pregătit acul și încet, încet, intrând în prima jumătate de picioruș, vom coase și vom închide această parte a lucrării. La fel vom proceda și cu cel de-al doilea ochi. Aseară era foarte târziu și, sincer, nu am reușit să filmez această parte. Eram prea obosită. După cum vedeți, am ajuns în punctul final. Voi închide bine ochiul. Voi ascunde firul. Și îl voi ține, bineînțeles, cu mine, pentru că va fi nevoie să coasem ochișorii. Din acest moment ne vom ocupa să coasem ochișorii mai întâi. După cum vedeți, broscuța are corpul de această formă. Va trebui să stea cam în acest mod. Iar noi ochii vom poziționa aici deasupra. După cum vedeți, la mică distanță de locul unde am închis partea lucrării, vom pune cu ochișorii cu partea unde am făcut schimbul de culoare în jos. În felul acesta nu se va observa. Și vom începe să coasem. Vom coase încet, cu atenție, de jur împrejur. Astfel vom da stabilitate ochișorilor și, bineînțeles, întregii lucrări. Trebuie să țineți cont că acul pentru cusut rână nu are vârf și de aceea vom coase un pic mai greu. Dar vom face modul în care lucrarea să fie corectă. Voi continua cu, după acest tutorial cu broscuța, vom continua cu o altă lucrare amigurumi, o lucrare mult așteptată de către dumneavoastră. Nu vreau să dezvălui acum secretul. Uitați-vă așa încet, cu atenție, vom coase ochișorii. Imediat alături, după acesta, vom plasa cel de-al doilea ochișor. Și în momentul în care am terminat de cusut, capătul de fir îl vom ascunde și îl vom pierde undeva dedesubt. În felul acesta îi dăm stabilitate. Acum îl vom scurta și imediat alături vom atașa cel de-al doilea ochi. Îl vom pune singure. Am poziționat și primul picioruș. Acum îl voi aranja pe cel de-al doilea. Voi lăsa un pic la atitudinea dumneavoastră exact distanța la care le veți pune, însă trebuie să fiți atente ca acestea să coincidă. După cum vedeți, trebuie să fie cusute în mod egal. Și aici, încet, încet, cu același ac pentru cusut lână, noi vom coase piciorușul cu atenție, bineînțeles. În timp ce voi coase acest picioruș, aș dori să răspund unei doamne, doamna Mariana, nu are importanță celălalt nume, pentru că oricum pe mine nu mă afectează cu nimic. Doamna Mariana, problema unghiilor este problema mea, a nimănui altcuiva. Dacă vă deranjează faptul că eu îmi vopsesc unghiile, îmi dau unghiile cu ojă, problema este a dumneavoastră. Eu mă voi comporta și mă voi purta așa cum am făcut-o întotdeauna și
nu trebuie să dau socoteală nimănui de modul în care eu mă prezint. Cred că dacă aș fi venit aici cu mâini neîngrijite și cu unghiile cum sunt ele după zile întregi de muncă, chiar și atunci cred că ați fi avut ceva de comentat. Ai cum te prezinți cu mâinile alea? Nu, doamnă, eu îmi fac serviciul. Aceasta nu vă interesează pe dumneavoastră în ce mod. Atâta timp cât eu lucrez pe ani și ani în casa în care sunt, eu nu mă duc să lucrez o lună, două, atunci înseamnă că serviciul mi-l fac și asta nu este problema dumneavoastră, cum lucrez eu și cum îmi vopsesc unghiile. Dacă nu vă place, de fapt, cred că deja am blocat accesul doamnei la acest canal și nu oblig pe nimeni să stea aici dacă nu-i place culoarea unghiilor mele. În timp ce am răspuns acelei respectabile doamne, am terminat de cusut piciorușul, ceea ce ne rămâne de făcut acum este să coasem gurița. Am ales anume această culoare mai deschisă, pentru că în modul acesta se va vedea mult mai bine gurița. Voi pune un fir negru, cu acesta voi coase și apoi nu ne rămâne decât să aplicăm ochișorii. După cum vedeți, am pus firul negru și voi încerca să poziționez 1, 2, 3, voi porni de la cel de-al treilea rând, în felul acesta. Vom face o guriță un pic mai mare, pentru că broasca are gura mare. După cum vedeți, voi ieși un picioruș în lateral, aici jos, felul acesta, și mă voi întoarce din nou în sus, în corespondența celui de-al treilea rând. Am 2, 4, 6, 7 piciorușe diferență între un colț al gurii și celălalt. Voi mai trece o dată cu coacul, să facem gurița să se vadă cât mai bine. În felul acesta. Și așa cum spuneam, nu ne rămâne de acum decât să aplicăm ochișorii. Eu pentru ochișori voi folosi lipiciul lichid, voi lipi cu acela. Dumneavoastră, dacă aveți ochișori cu șurub, îi puteți introduce în momentul în care ați realizat ochii. După ce am cusut gurița, voi pierde firul undeva pentru a-i da stabilitate, iar apoi îl voi scurta. În felul acesta ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări. Așa cum vă spuneam, îmi pare rău că nu am reușit să termin întreg tutorialul, însă am decis de acum să lucrez noaptea, pentru că ziua practic este toată ziua ocupată. Așa cum spuneam, voi folosi lipiciul lichid pentru a lipi ochii, lipiciul anume pentru țesături și de altfel și poziția ochilor o puteți decide dumneavoastră, puteți să-i puneți mai jos, mai sus. Eu îi voi pune exact pe mijloc, exact cum am procedat la cealaltă bruscuță. În felul acesta. Și apoi, pentru cine dorește, poate aplica foarte bine cu
închizătoare, nu știu exact cum să o numesc, și așa cum vă spuneam, se poate atașa la ghiozdănelul de școală sau de grădiniță. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Tutorialul va intra în undă duminică dimineață. La revedere!